Când părinții sunt departe, nimic nu îi poate înlocui. Nici tableta, nici telefonul scump cumpărat pe banii munciți printre străini, nici îmbrățișarea bunicilor care ține loc de mamă sau de tată. Drama prin care trec zeci de mii de copii cu părinții plecați în străinătate lasă un gol imens în sufletul lor. La Constanța, drama acestor copii s-a transformat într-un proiect cultural și a fost transpusă într-un spectacol intitulat Al cui sunt eu. Spectacolul aduce în prim plan acest fenomen social și impactul lui asupra copiilor fără părinți. Să se ridică, frumoasă! Unde-i mami? Unde-i mama? E plecată? Anastasia este unul dintre ei. Are acum 2 ani, însă știe ce înseamnă despărțirea de un părinte nevoit să plece în străinătate ca să-i asigure un viitor mai bun de la vârsta de 6 luni. Are grijă de ea o mătușă. Greu. E greu că ea fiind mică s-a învățat acolo cu mama ei acasă la ea, pe urmă când și-a schimbat mediul, iar s-a dat peste cap. Păi să crească cu mai ales și pentru mama ei, că a plâns foarte mult, că ar fi vrut să o ia acum, ar fi vrut să o ia. Suferă foarte mult. Dar a zis că n-are ce să facă, că îi trebuie să-i ofere un viitor. Psihologii spun că plecarea părinților poate genera în copil revoltă, fapt care îl duce la un comportament agresiv față de colegi, dar și față de profesori, respingerea sarcinilor școlare, a temelor și poate duce până la abandon școlar. De cele mai multe ori bunicii se centrează, să zicem, pe satisfacerea unor comportamente și nevoi primare ale nepoților și de cele mai multe ori discutăm de generații diferite. Din păcate, zeci de mii de copii se regăsesc în această poveste. O organizație non-guvernamentală a produs un spectacol de teatru de păpuși pentru acești copii, în care personajele sunt copii la fel ca ei. Personajul principal este Robert, un copil de la țară, al cărui părinți pleacă la muncă în Spania, unde sunt arestați pentru un furt comis din cauza sărăciei. Ioana, fiica dumitale, și Marius, soțul ei, adică părinții băiatului, au fost arestați de poliția spaniolă pentru un furt dintr-un magazin alimentar. Nu se poate. Spectacolul este inspirat din duritatea unor cazuri reale, combină jocul păpușilor cu cel al actorilor și prezintă, pe înțelesul copiilor, o realitate contemporană. Copilul este crescut de bunic. Robert își descoperă timpuriu talentul literar și își propune să ajungă scriitor. Ajunge într-un centru de plasament și totul pare să fie pierdut pentru el, dar apare un binefăcător care îi schimbă destinul. Robert, personajul nostru principal, poate fi un exemplu pentru faptul că el citește foarte mult, scrie frumos, ajunge scriitor în final, deci iată un exemplu potrivit pentru cei de vârsta lui, el are 7 ani. Este o poveste plină de dramatism și emoție despre discriminare, abuzuri, dar și despre omenie și sacrificiu, care se adresează copiilor din județul Constanța. Cifrele oficiale arată că sunt 4.000 de copii ai căror părinți sunt plecați peste hotare la muncă. Peste 1.800 sunt fete, iar cei mai mulți dintre copiii aflați în această situație, 1.271, au vârste cuprinse între 10 și 13 ani, doar în Constanța.